Studenții și elevii cu drept de vot pot să participe la alegerile parlamentare și referendumul din 24 februarie în localitățile unde învață, chiar dacă nu au vize de reședință acolo. Conform codului electoral, ei vor vota în baza buletinului de identitate și a unui act care confirmă în ce instituție își fac studiile. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a declarat că această categorie de alegători vor fi înscriși în lista suplimentară, iar la rubrica notă din listă se va indica instituția de învățământ la care aceștia sunt înmatriculați. Dacă au domiciliu sau reședință în aceeași circumscripție uninominală cu instituția de învățământ la care sunt înmatriculați, acești alegători pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală, a declarat Alina Rusu. Același lucru este valabil și în cazul militarilor care nu au viză de reședință în localitățile în care își fac serviciul militar. Ei vor vota în baza livretului militar și vor fi incluși în lista suplimentară, dar nu vor putea alege candidatul din circumscripția uninominală în care este inclusă localitatea. Studenții, elevii și militarii vor fi obligați să semneze o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează să nu mai voteze în altă secție.